Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă mai toată lumea este birocrația excesivă din România, care a fost ridicată și la nivel de artă. Cu acest lucru se confruntă nu doar simpli cetățeni, ci și reprezentanții administrațiilor publice locale, așa cum este și cazul celei din comuna hunedoreană Beriu. În stilul nostru caracteristic, orice avizare durează mai mult decât ar trebui și, cum să vă spun, după atâția ani de administrație, mi-am dat seama că tot ce îți propui și niște termene de timp ca să primești niște avizări, să poți să finalizezi documentația, de puține ori au fost termenele minime. De obicei mergem tot spre termenul maxim. Noi, ca și reprezentanți administrației locale, trebuie să ieșim în presă să spunem, dorim să facem cu tare, cu tare, cu tare. Dar din motive obiective sau mai puțin obiective, nu reușim să le finalizăm. Până la urmă, oamenii așteaptă rezultate, ei vor să vadă lucrurile împlinite. Scuzele astea că n-am putut din cauza aia încântă mai mult sau mai puțin și eu le dau și dreptate. Clar că fiind reprezentantul administrației locale, fiind primarul comunei, lumea te-a ales, așteaptă rezultate. Un caz concret este cel al blocului ANL, pe care administrația din Beriu dorește să îl construiască în centrul de comună. În 2021, după trecerea peste hățișurile birocratice, investiția putea să înceapă, dar colac peste pupăză, constructorul câștigător al licitației, fără a da vreo explicație, nu s-a prezentat la predarea amplasamentului. Așa că, de 13 ani, blocul ANL din Beriu se construiește doar pe hârtie. Avem un caz care se pare hilar, dacă l-am mai spus la noastră în emisiune, cu acel bloc ANL cu care m-am lăudat din primul mandat, în ideea că în 2009 am fost la București, l-am avizat, atunci intram în comisia tehnică de avizare a proiectelor, noaptea la 12:30, 1 am intrat, ni l-a avizat, suntem în anul 2022 și acel proiect este tot pe hârtie. Anul trecut din nou m-am lăudat, e gata, o să înceapă blocul, s-a licitat, am scos autorizația de construcție, a fost semnat contractul cu constructorul, din motive doar de constructor știute, nu s-a mai prezentat la predarea, primirea amplasamentului și nu a început lucru. Inclusiv licitație câștigată, constructorul desemnat, doar trebuia să înceapă lucrările. Și nu s-a mai prezentat la predarea, primirea amplasamentului. Nici legea nu este în favoarea beneficiarilor, așa că primarul din Beriu crede că, după o nouă licitație, dacă nu vor fi contestații, toamna acestui an ar fi un termen destul de optimist pentru începerea construcției. Eu speram că o să se dea celui care a fost pe locul 2. Legea spune că nu trebuie reluată licitația. Acum, în momentul de față, se desfășoară licitația, vreau să spun din start că licitația a fost făcută de Ministerul Dezvoltării, nu de administrație și urmează să vedem rezultatul. Dacă nu o să fie contestații, probabil că în toamnă să înceapă. Autorizația este valabilă, autorizația de construcție, deci ar putea să înceapă lucrările. Blocul ANL este necesar în Beriu, întrucât comuna, una dintre cele mai mari din județul Hunedoara, în care trăiesc peste 3600 de oameni, are o populație în continuă creștere.